Inspectoratul de Poliție Județean Mureș prin Serviciul Rutier desfășoară în cursul acestei săptămâni, 7-13 martie, o acțiune preventivă pentru reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora, produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză. Vor fi folosite toate echipamentele de supraveghere video a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor din dotare. Acțiunea face parte din calendarul campaniei preventive SPID desfășurată pe teritoriul tuturor celor 27 de state membre TISPOL, Organizația Polițiilor Europene. Astfel, în perioada 7-13 martie, polițiștii rutieri împreună cu cei de ordine publică vor acționa la nivel județean pentru depistarea și sancționarea abaterilor rutiere, în special a celor privind nerespectarea regimului legal de viteză. Acțiunea este circumscrisă calendarului de activități al polițiilor rutiere europene TISPOL pentru anul 2016, în baza căruia se desfășoară campania preventivă, pe teritoriul celor 27 de state membre.